Primarul Portariuc a început săptămâna cu vești bune. Edilul șef a dat asigurări că în urma unor discuții purtate cu ministrul sănătății Nicolae Bănicioiu, problema compartimentului de primiri urgențe de la secția de pediatrie va fi soluționată, finanțarea venind de la bugetul de stat. Am promisiunea că va fi inclus la rectificare și se va încerca preluarea finanțării la minister. Ca atare, rog și pe domnul director al Spitalului Județean să nu se grăbească cu tăierea sporurilor sau cu disponibilizările, pentru că s-a găsit o soluție și în cel mai scurt timp vom reuși să gestionăm situația acolo. Compartimentul de primiri urgențe de la secția de pediatrie inițial a fost finanțat din bugetul Spitalului Județean Mavromati, dar conducerea unității a anunțat că în cazul în care nu va fi preluat financiar de Ministerul Sănătății din septembrie, urma să fie transferat în cameră de gardă.